重庆人了。不是，是什么的？我让你给你喝的。Sono meno meno. Prietene me, io sono meno. No, wait, quella orma, stai, quella orma io qui sono c'è. No, wait, I'm just here. Gata, doamna e cu mine. Vă mulțumesc că ai ținut o companie plăcută până am venit. Băi, frumosule, tu de unde ai apărut, mă? Fugi. Haideți să ne spărțim. Cine privește? Să ne legăm la cap cu miliția? Vino, hai repede. Am scăpat. Îți mulțumesc. Dar nici n-am făcut cunoștință.
Hank. Vlad, aveam un trandafir. Dacă știam că o să am o companie atât de plăcută, nu lăsam la bar. Îmi pare rău că nu te pot conduce acasă. În noaptea asta am de lucru. Și așa am întârziat. Și nu ne-am mai putea vedea? De ce nu? Lumea e atât de mică. La revedere! Telefon. Alo? Rezolvat. Continuăm cum am stabilit, înțeles? Martini.
Permiteți? N-aveți cumva vreun casetofon? Ceasuri cu cuarț? Sony, Sanyo. Ce limba pricepeți? French? English? Deutsche? Ai văzut și tu cum am... Nu, dar... Revin. Doamne, colonel. Mă, Mircea, tu ți-ai propus să mă duci aici noaptea de câte ori ești de serviciu? Permite să raportez. Iar unui cetățean străin pe care l-au prins încercând să schimbe ilegal dolari pe lei. De ce n-ai chemat miliția? Individul zice că-l cunoașteți. Pretinde că are să vă spună ceva foarte important și urgent. Și tu l-ai crezut? Unde e? La dumneavoastră. Tot trei strași, colonel, sunt plutonierul. Mulțumesc, așteaptă afară. Las loc. Marine. Marine. Nu mă recunoști? Nu. Eu sunt Panait. Eugen Panait. Nu se poate să mă fi uitat. Numele meu e Dumitrescu. Ați spus că aveți să-mi comunicați ceva important și urgent. Las loc. Mulțumesc. Ascult. Am plecat din țară așa cum știi. Cum știți? Cum știți? Acolo n-am prea găsit de lucru. După un timp, sigur. Ce dorești? Sunt la o vârstă când n-o mai pot lua de la capăt. Du-te. El. O clipă, domnule colonel. Vă rog, vreau să vă mai spun ceva. Vă ascult? Chestia cu schimbatul valutei, i-am făcut-o anume. Ca să fiu reținut, să ajung la tine. Trebuie să știu unde lucrează Marian, unde locuiește. După ce ai fugit, așa cum ai fugit, băiatul a venit la mine. Maică-sa vitregă cu care l-ai lăsat i-a spus să-și ia lumea în cap ca taică-su. Și? Stai jos. Și nimic. A urmat politehnica, acum e cercetător, s-a însurat, asta e tot. Așa. Deci ție trebuie să-ți mulțumesc. N-ai pentru ce. Pentru mine, ca și pentru el, ești mort. Sper că-mi dați adresa. E totuși copilul meu. Dacă ți-o dau, cam ce ei spune? Să vină cu mine. Să facă cerere legală. În ce sens legală? Reîntregirea familiei. Dacă e cercetător, acolo ar avea mai multe condiții. Domnule Panait, Marian Panait, adică fiul Dumitare, a mai fost peste hotare de două ori și s-a întors. Fără să fie nevoie de nicio poliție. Eu vorbeam de reîntregirea familiei, nu de interese de serviciu. Familia lui e aici, domnule Panait. Și dacă vrei să știi, n-am nicio obligație să-ți dau dumitare adresă. Dar toate astea după ce se rezolvă problema cu traficul de valută.
să nu mă mai chemați pentru probleme care țin de miliție. E clar? Am înțeles. Să se urmeze procedura legală. Domnule colonel, ce e mai important nu v-am spus. Lasă-l, te sun eu mai târziu. Te ascult pentru ultima oară, domnule Panait. Vă dau rețea. Nume, adrese, parole. Tot. Cu o condiție. Condiție? Îmi pui condiții? Vă rog să nu-i arestați decât peste 2 săptămâni, ca să am timp să mă dau la fund. Domnule Panait, dacă mă minți iar... Se poate verifica. Și de ce mi-ai divulga o rețea? Să uiți că am ajuns la securitate. Dacă ai mai află că am fost în clădirea asta... În ce consta misiunea? Urma să contactez în 24 de ore 4 persoane. De ce în 24 de ore? Acțiune Fulger, ca să nu mă prindeți. Și dacă ne dai nume și parole, vrei să te întorci de unde ai venit? Trebuie. Vă dau totul, verificați, apoi îmi dați niște date. Plauzibile. Eu îmi îndeplinesc misiunea, voi sunteți în câștig. Fie. Rămâi cu el. Am înțeles. Mircea. Ordonez, Stoașcole. Stoienescu, Zețaru, Deleanu să fie aici într-o oră. Și Ionescu. Ionescu ca să rămână de serviciu în locul tău. Magda Deleanu e în provincie. Magda Deleanu s-a întors? A venit acum 2 ore. Spune că îmi pare rău, dar ceilalți sunt în misiune. În 10 minute o să-ți dau câteva nume de la colegul meu. Iei legătura cu cine trebuie și în 2 ore, numai târziu, să avem datele și mai ales fotografiile lor. E vreo neclaritate? Nu. Dă-i bătaie. Am înțeles. Du-te. Nume, adrese, parole. Încetează. Are superb. Îmi închipui. N-am dormit nici noaptea trecută. O aventură? Uite cine vorbește de aventuri. Să trăiți. Poftim. Luați loc. O să vedeți imediat cine nu vă lasă să dormiți. Dă-i drumul. Panait Eugen a rămas ilegal în străinătate acum 20 și ceva de ani. Prins în flagrant și a adus aminte că am fost colegi de școală, pretindând să că mă căutase în mod special. Mi-a oferit 4 agenți pe care pretinde el urma să-i contacteze în următoarele 24 de ore. Vrea, în schimb, să-l lăsăm să plece de unde a venit. Ne dă parola pentru fiecare, noi îi contactăm și lui îi dăm, în schimb, niște informații false ca să le ducă șefilor lui. Povestea mi se pare complexă, aiure. În orice caz, suntem obligați să-i verificăm. Și pentru la proba contrarie, să-l credem pe colegul meu, Panait. Și dacă sunt într-adevăr agenți, chiar îi dăm drumul? Păi în cazul ăsta înseamnă că Panait n-a prejudiciat cu nimic statul. O să-i spunem și mulțumesc. După care noi putem să ne zgâriem pe ochi. Înseamnă că ei au lucrat liniștiți sub nasul nostru. Tovarăș colonel,
Doi dintre ei ne-au spus imediat ce s-au întors din străinătate, că au fost contactați acolo. Deci știam. Știam că ne-au spus ei, nu? Asta e frumos din partea lor, nu dintre a noastră. Mai bine continuați. Proiectantul Mihai Enescu. Iar acesta este majorul în rezervă, Gheorghe Dinescu. Și unul și altul ne-au spus cinstit cum au stat lucrurile acolo. Că au fost contactați. De fapt, ce înseamnă exact contactați în străinătate? Adică tatonați. N-au dat informații, s-a propus doar să lucreze pentru ei. Parole au primit? Primit. Și corespund cu cele date de Panait? Perfect. Mișu Graben, fotograf profesionist, fost condamnat pentru viol, suspect a fi autor și traficant de fotografii pornografice. Doar suspect? Până în prezent. Ofițerul de miliție care cunoaște cazul presupune și unele șantaje, dar n-avem nicio dovadă. Ultimul. Andrei Zaritski, cercetător principal la sectorul N din institutul numărul 3. Ce-i cu acest sector N, tovarășe colonel? Spune-le, dar scurt. Se experimentează un așa zis amplificator energetic. Este un fel de perpetuum mobile? Ceva m-a inspirat și oricum cu șanse de reușită. Asta-i tot. Lumina. De reținut. Cu excepția fotografului, toți lucrează în instituții de interes republican. Dacă e adevărat ce ne-a dat Panait, n-avem voie să greșim în niciun fel. Magda, fără complicații psihologizante. Înțeles. Vlad, fără risc inutil. Da. Mircea, cu tact. Am înțeles. Maiorule, fără scepticism. Am înțeles. Tu ai să te ocupi de fotograf. Am înțeles. Ca cercetătoare științifică, ai grijă de Zaritski. Da. Mircea va discuta cu proiectantul și rezervistul. Am înțeles. Și eu? Te vei ocupa de fostul meu coleg de școală, Panait. După ce scrie declarația, îi dau drumul și nu-l ț din ochi. Vezi că e profesionist. Nicio problemă, doamnă școală. Mircea o să vă pună la dispoziție tot materialul furnizat de Panait. Date în legătură cu serviciul de spionaj, adrese, parole, etc. Le studiați și îmi prezentați soluții. Nu uitați că sunteți agenți de legătură străini. Procedați fără ilegalități, dar nu cu mănuși. Calm, cetățene, calm. Ridicați-l și puneți-l acolo. De asta avem scrumiere. Mărășești. Mulțumesc. Bine gândite. Ai lucrat bine. Permiteți să mă retrag? Îmi pare rău că după 24 de ore nu te poți culca. Nu sunt deloc obosit. Fii atent. Află de la ei două lucruri. De ce li s-a dat parola dacă au refuzat să lucreze și ce li se ceruse să facă? Am înțeles. Cu maiorul de rezervă fiind foarte politicos, că a fost și jurist. După cât îl știu, ăsta e stare să ne scoată pe noi spioni. Așa că atenție mărită. Să trăiți. Succes, fiule.
Poftiți? Unde mă duceți? Domnul colonel a spus că... Sunteți liber. O clipă! De la tovarășul colonel Dumitrescu. Adresa fiului dumitale. Mulțumesc. Neața, Vlad. Neața. Parada mode, e? Lasă asta. N-am mașină. N-am cu ce merge la Zaritski și să tot mai în capătul celălalt al Bucureștiului. Și? Mă duci cu mașina ta? Nu cred că pot, mi-e teamă să nu întârzi. Ce nu faci tu pentru o colegă drăguță ca mine? Fie și-o luăm în cade oaie. Uite-i Fordul. Drăguță mașina savantului nostru. Te-am lăsat, pa. Nu fi stupid, doar n-ai să mă lași pe trotuar. Știi că trebuie să fiu la fotograf. Nici o grijă. Zaritski trebuie să coboare. La 8 trebuie să fie și el la institut. Dar cine te-a aranjat în halul ăsta? Un pisoi albastru. Are pumn, nu glumă pisoiul ăsta albastru. Ce faci dacă nu vrea să te ia în mașină? Îi spui parola de la început? Nici gând. Șeful aprobat îl tatonez. Să mi-l apropii. Și cât ți-l apropii? V-ați uitat servieta. Ah, da. Mulțumesc. Sunteți drăguț să mă lași pe mine până în oraș? Da. Și subiectul ei au o codiță. Anume care? Renault-ul de care v-am raportat. Așteaptă. Da. Tașe, colonel. Ce e, Mircea?
Proiectantul a plecat la Cluj, iar maiorul a murit azi noapte. Ce să fac? Te duci și te culci. Ba nu, stai. Ești cu mașina? Da. Ia legătura cu Vlad prin radio. Îți va explica el despre ce este vorba. Am înțeles. Vlade, îl predai lui Mircea. Va lua legătura cu tine. Tu vezi-ți de fotograf. Am înțeles. Dacă mă caută cineva, sunt la directorul institutului unde lucrează Zaritsky. Am înțeles. Permiteți să plec? Du-te. Da. Nu o să ține după Zaritsky. Ia-te după ei. Sunteți sigur că ați uitat? Nu înțeleg. Domnișoară dragă, îmi pare rău, dar n-am ce să-mi aduc aminte. Știți că s-ar putea să vă amintim noi. Noi? Care noi? Eu și persoana căreia ați promis că veți da informații când ați fost ultima dată în străinătate. Am promis eu așa ceva? S-ar putea să regretați amnezia asta. Eu nu vreau să supăr pe nimeni, domnișoare. Nu vreau decât să fiu lăsat în pace să-mi văd înainte de lucrări. Înțelegeți? Cam asta. Tovarășu milițian, nu vă supărați că vă deranjez. Fiți amabil. Domnișoara vrea să vă întrebe de o stradă din apropiere. Cu plăcere. Mulțumesc. Îți mulțumesc că m-ai adus până aici. Cred că n-aveți pentru ce. Adio. Aș vrea să vă întreb pe aici, nu știu... Pe aici? Pe undeva, da. Magda a coborât. Renault-ul se ține după Zaritsky. Ia de după ei. Salut! Amicul Mișu Greabă, Mișu, unde poate fi? Am o treabă.
Ce vrei de la mine, domnule? Să-ți ghicesc. Ce? Viitorul și numai viitorul. Vrei o afacere, domnule Graben. Îmi dai 30.000 și negativele, iar miliția nu află nimic. Care negative? Bucărescu îți pere alților cărora le-ai închiriat patul de colo. Facem târgul sau nu-ți miliția? Crezi că mă sperie de primul găinar care încearcă să mă șantajeze? Alo, miliția? Ofițer de serviciu, ce doriți? Aș dori să fac o sesizare. Notați. Stai, domn șef, să ne înțelegem la cuvinte. Faci rău, domnule Graben. 30.000 nici nu e mult. Nu ține, e mult! Am nevoie de 7 fotografii color 6x12 și 15 mm. Nu pot decât 15x20 și 10 mm. De ce n-ai vorbit așa? De ce n-ai răspuns așa când a căutat omul meu, a? De anul trecut, de când a venit să-i fac pozele alea compromițătoare, nu m-a mai căutat nimeni. N-a mai venit nimeni, pe cuvântul meu, nimeni. De ce n-a venit alaltă? Ei s-au dat alte însărcineri, de asta am venit personal. Hai să bem. De ce te-ai apucat să șantajezi? Ca să cazi pe mâna miliției. Informațiile n-aveam cui să le dau. Bani, ioc. Ce să fac și eu? Hai noroc, bea. Negativele. Magda Deleanu. Tovarășul major Stoianescu. Tovarășul major Stoianescu lipsește. Șeful a venit? Nu, n-a venit. Salve, Magda. Salut. Noutăți? Noutăți? Nu cumva te-a dat jos din mașină. Cum a mers, a? Dar ție cum ți-a mers? Nu se vede. Nu te strâmba. Numai pentru poza asta un tip a plătit 10.000. Lucrează la o stație pilot. O să iasă cu autocritică. Da. Vă așteaptă de vară școală. Înțeles. Apropo de autocritică, ne cheamă șeful. Să trăiți, tovarășe colonel. Ordonați. Lăs loc. Înțeles. Ce sunteți așa plouați? Nu înțeleg unde am greșit, dar Zaritski n-a răspuns la parolă. Ai impresia că știa de parolă? Sunt convinsă. Eu cred că Panait trișează, tovarășe colonel. Ceva nu e în regulă. Gândește-te unde ai greșit. Și aici? Șantajați. Câțiva lucrează în instituții importante. Comerț exterior sau de interes militar. A scos ceva informații de la ei? El spune că nu. Pierduse legătura cu centru. Așteaptă dispoziție de la mine.
Da. Tovarășul colonel Dumitrescu vă invită până la dânsul. O să găsiți bonul la informații. Într-o jumătate de oră e târziu? Așteptăm. Da. Ceva nu e în regulă. Panait trișează, tovarășe colonel. Simt eu. Procurorul nu o să-i spui ce simți. El vrea probe. Pe unii din cercetătorii noștri, lăudoroșenia-i omoară. Trebuie să afle toată lumea ce grozav suntem noi. Și suntem. Dar nu trebuie să profite de asta lepre ca Panait și ai lui. Am toate datele pentru colegul meu, Panait, de la directorul institutului. Chiar au legătură cu experiența? Au. Dar singure nu valorează nimic. Nu-i putem înșela chiar de tot pe șefii lui Panait. Ai vorbit cu Marian? Ce faci? Merge să-și ia în primire castelul din Spania? L-am căutat, dar n-a răspuns nimeni. Cine știe, fi fost și sacră s-a plecată. Deși, după câte știu eu, nu prea iese din casă. Zaritski n-a răspuns la parolă. Se vede că ofițerul care l-a contactat a greșit undeva. Ofițerul meu n-a greșit. Un gest, un simplu gest l-ar fi putut pune în gardă. Zaritski are flair, mult flair. Presupun că ceilalți oameni ai dumneavoastră au avut mai mult noroc. De unde știi? M-aș fi întrebat și de ei. Dar nu lucrez de ieri în meseria asta. Ai aici tot materialul. Ceva nu e în regulă? Nu. Nu transcrieți? Am memorat. Vreți să verificați? Când pleci? Dacă îmi dați drumul într-adevăr, mâine trebuie să fie un avion care decolează din Sofia. De ce din Sofia? Ca să nu par grăbit, să nu bată la oi că mi-am abandonat mașina. Să-l conducă, e liber. Mulțumesc, Marine. Repede? Nu știu ce-o fi cu el. Înainte venea și stătea până plecam. M-am ținut după ore. Cum parcă e înăuntru. Nici nu-i dau bine cărțile că și pleacă. Thank you.
E bine că v-ați hotărât să veniți, măcar azi. Tăcerea putea să vă coste viața. Viața, înțelegeți? De ce n-ați spus până acum nimic? Să vedeți. Mi-era teamă că o să înceapă tracasările. Tracasări? Da, eu n-am dat nici cea mai mică informație. N-am răspuns nici măcar la parolă, deși m-au căutat în ultima vreme, de 3 ori, diversi tipi. Și acum? Cum de-ați ajuns aici? Ultima trimisă, o blondă. Când nu i-am răspuns la parolă, mi-a spus la plecare un adio că de atunci nu visez în casă și în mașină decât bombe. Sunteți sigur că n-ați dat nicio informație? Nici măcar falsă? Gândiți-vă bine. Vedeți? De asta n-am venit la dumneavoastră. Acum am spus tot și tot nu mă credeți. Chiar să vă credem așa? Recrutarea ați acceptat-o. Le-ați promis că le dați informații. De ce? Pentru că în momentul acela n-aveam altă ieșire. Am acceptat-o numai ca să mă pot întoarce în țară. Când m-am văzut aici, am uitat tot. Asta e. Ce înseamnă exact n-aveam altă ieșire? Mi-au în scenă ceva. Vă interesează să cunoașteți? Al dracului de mult. Omul că trăiește învață. Luați loc. Da. Ascult. Și mai ajutenesc. Da, eu sunt. Unde? După Panaiti. Eu am altă treabă. A luat-o pe magistral. Cred că merge spre Giurgiu.
Ia te uite ce surpriză. Spuneam eu că lumea e mică. Nu, nu, nu. Nu-i nevoie să mă ajuți. Dar dacă ești cu mașina, mă conduci? Ai ceva să-mi spui care să mă intereseze? Care să te intereseze? Nu, n-am nimic. Să mergem. Te conduc. Îți mulțumesc. E ziua mea liberă. Urci la mine să bei o cafea? Mai bine la mine. Ți-ți am avilat. Da. Poftiți, vă rog. Lasă-mi ridica marfa, putem pleca. Zariski a fost arestat cumva? Nu. Eu mai rămân. Nu-mi plac lucrurile făcute pe jumătate. Trebuie acoperit anca. X s-a întâlnit cu Panait. Decepționat. Aici stoi, Isu. Panait e în grija mea. Tu vezi de domnul X, Mircea. Domnul Zariski? Eu pot intra? Nu se poate, tovarăș capitan. Cu cine? Cu un civil, Zariski. Trebuie să vorbesc. Așteptați puțin. Îmi permiteți, tovarăș colonel. Capitanul Zețaru vrea să vorbească cu dumneavoastră. E urgent? Da, e ceva important. Să intre. Am înțeles. Poftiți. Ai grijă de ea. Iertați-mă. Ceva urgent. Scrieți tot. Amănuntele mă pasionează. Am telefonat la frontieră să rețină pe Panait. Ne dusese totuși. Cum? Ce zici? Înainte de a pleca din București, a înregistrat tot ce emitea un casetofon. Autoarea transmisiei, Anca Precup, colegă cu Zariski. A recunoscut. Și a reținut-o? Cum să nu? Dă-mi, te rog, 111. Colonel Rădu.
Ducanu. Victorie, aici Dumitrescu. Cum o duci? Bine, un pic de guțură ai. Ascultă, Victorie, ai un consemn de la capitanul Zețaru în legătură cu un individ, Eugen Panait? Am. Se anulează consemnul. Lăsați-l să plece din țară liniștit. Asta e tot. Mulțumesc. Zici că ai reținut-o? Da. Unde e? La 304. Bine. Experimentul se reia săptămâna viitoare. Voi lucra și eu. Consider bun noul sistem de legătură. Aștept vești despre sora mea. Neapărat. Destul. Ai înțeles? N-ai înțeles. Era vorba de acțiunea și mie nu mi-a spus nimic. Hai, nu te supăra, că doar a fost și meritul tău. Nu obișnuiesc să spun cuvinte de laudă? Niciodată, tovarășe colonel. Dar vă felicit pe toți. Ați realizat o acțiune frumoasă. Meritul e al Magdei. Eu l-aș fi dat toate minciunile dintr-o dată. Și mi-a explicat că asta ar fi fost o greșeală. O acțiune ireproșabilă chiar. Dovadă că serviciul pentru care lucrează Panait s-a hotărât să-i creeze Ancăi o acoperire. Acoperire? Da. S-au gândit că am putea descoperi o scurgere de informații de la institut și atunci ne-au plasat ca autor pe Zaritski. L-au recrutat prin șantaj. Ca și pe dumneata, tovarășe Precup. Numai că el n-a binevoit să spună nimic nimănui. Dar nu le-a dat informații, nu? Nu, stai jos. De aceea și fost inclus într-o rețea S. Adică o rețea de sacrificiu. Oribil. Zaritski mi-a spus că la un moment dat îi surâdea ideea să le dea informații false ca să scape de ei. Sper că n-a făcut-o. Jură că nu. Din moment ce ar fi fost false, ce nenorocire era? Ar fi diferit de informațiile dumitale false. Asta ar fi pus un semn de întrebare asupra lui, dar și asupra dumitale. Dar dacă totuși Zaritski... Nu cred că Zaritski minte, dar am o soluție. Va prelua altcineva rolul dumitale. Nu înțeleg, iertați-mă. Adineaur ne-ați felicitat, ne-a spus că am lucrat ireproșabil. Avem de face cu un serviciu care își sacrifică foarte ușor oamenii. Bună ziua. Vă salut. Domnul Zaritski, da? Da. Pot să intru? Vă rog. Răspunde-o. Ce? Spune. A început să-ți placă jocul? Iartă-mă, dar nu puteam să-ți spun atunci când m-ai arestat. Magda m-a instruit să nu discut absolut cu nimeni, indiferent ce legitimație mi-ar arăta. Singurul lucru pe care regret este că am refuzat invitația la cafea. Ce invitație? Asta nu pot să-ți spun. A, eu nu te-am învățat să te sacrifici chiar așa. Zaritski, locuiește cu cineva în vilă? Nu? Hai cu mine. Mircea a comunicat acum că misteriosul domn X a intrat în vila lui Zaritski. Cine era dumneata acasă? Nimeni. Ba e, un individ a frat la ușă și cineva a deschis. Insul a pătruns în vilă. Nu știam că îmi supravegheați casa. Cine e la dumneata? Poate fratele meu. Locuiește în provincie și vine din când în când la București. Vă rog să mă scuzați că m-ați găsit în halul ăsta. Însă, vedeți, mă ocup puțin de grădinar. Cu cine am onoarea? Domnule Zaritski, pe mine nimeni nu m-a păcălit încă. Nu înțeleg. Cine sunteți? Ce doriți? Mișcă! Mișcă! Nu! Tu, idiotul, ai făcut-o destul. N-ai vrut să-ți respecti promisiunea? Nu-i nimic. Bine, dar... O să ne ajungi așa. Bine, dar nu înțeleg nimic. Vă rog să mă iertați. Cred că... E... Credeți-mă, e o neînțelegere. E... Ce doriți? Cine sunteți? Nu înțeleg nimic. Va înțelege poliția.
Va înțelege că un trădător s-a sinucis. De frică sau bănuind că va fi arestat. Eu... Mișcă! 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 E o neînțelegere. De ce? Ilfov 1684, tovarăș. Către toate echipajele de circulație ale miliției. Opriți Fiatul 2 Ilfov 1684. Opriți Fiatul 2 Ilfov 1684. Capitanul Vlad Paus? Capitanul Vlad Paus? Unde mergem? Capitan Vlad, mă auzi? Capitan Vlad, mă auzi? Recepționat, Mircea. Cine-o fi acasă la mine? Poruncii pe care îi evitați de un an fără să ne spuneți nouă nimic. Auzi ce strângă-ne acolo? Am niște tuburi de oxigen. Da, de oxigen. Goale? De ce? Asta. Aha, da, goale. Dacă e bună plină, nu înseamnă că s-au păcălit șmechere de la șantier. Las pe mine că-l plină mai. Goale, la înfierar. We'll be right back.
te faci în fața mea aici, mă nenorocești. Taci, mă, capitan Iovraci. L-a prins, e mâna mea, i-a barat drumul, n-are bine să cred. Stai! Stai! Oprește, stai! Oprește! Înapoi și veniți după mine. Am înțeles. Mai iute. Ce, ți-a fost frică? Cum dracu să nu fie? Tuburile astea. Dacă e vreunul tine, a? Sunt goale, șefule, sunt goale. Securitate. Am nevoie de mașina dumitale. Urcă-te și mergi cu mine. Repede. Oprește, domnule! Ce gonești așa tare, domnule? Dacă vrei să mă omori, nu am copii, vreau să trăiesc. Dacă dumneata vrei să mori, te interesează treaba dumitale. Oprește pe dreapta, că vreau să cobor! Nu ați anunțeles, domnule! Hai, actele aici! Ne aduci mașina la Pitești. Dacă scap, mai vorbim.
Deci... Către toate echipajele de miliție! Cercetați taxiul 16V2570. 16V2570. Da, 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 înțeles. Magda. Dăm pe tovarășul colonel. Așteaptă. E Vlad. Da. X e mort, tovarășul colonel. Bine, Vlad. Ce face cu Bănaite, îl oprim? Ce spui? Îl arestăm? Nu, nicio arestare. Bănaite trebuie să ajungă teafăr la lui cu datele false pe care le-a primit. Ce... Omul ăsta a murit nevinovat, pentru că dumneata te-ai ferit de tracasări. Doarce colonel, mă auziți? Doarce colonel, S-a terminat, gata. A, da? Da. S-a terminat.